Pandemia v-a răpit ce aveați mai de preț pe lume. V-a luat-o pe soția dumneavoastră. Da. V-a mai luat și altceva? Cum? Odată ce a luat-o pe doamna Geta, nu mai are ce să mai ia. Pentru că, vezi tu, norocul meu a fost cum mi-am găsit sprijinul în puterea mea de concentrare, de muncă. Am făcut un spectacol care va avea loc premiera probabil peste 2 ani. Sigur, la mine toate spectacolele sunt gândite cu... Eu am spectacole pregătite pentru un an de zile, 2 ani înainte. Și am scris în perioada asta, am terminat un roman, dar am scris o carte de proză scurtă care va apărea luna asta. Se mi-adun versurile, poemele. M-am concentrat pe... Am muncit foarte mult. Și asta m-a înlesnit, m-a ușurat într-un fel. Calmintea aș fi nebunit, îți dai seama. Nu e ușor deloc, știi, să pierzi pe cineva lângă care ai trăit peste o viață, peste 50 de ani. Cât de tare ți-a încurcat viața COVID-ul? A fost o pauză până la urmă binevenită. Ai să râzi. Din nou eram în situația în care depășeam acele limite de bun simț. Din nou munceam aproape fără oprire, deci dormeam cam 4 ore pe noapte și nu, asta nu era în regulă. Așa că, iată, că boala m-a pus la colț. Eu eram vaccinată, însă trecuseră 5 luni și ceva. Cu alte cuvinte, apărarea, imunitatea nu mai era atât de păzită, da? Însă, trebuie să recunosc faptul că am văzut diferența între felul în care eu am făcut față bolii și cei din jurul meu care s-au îmbolnăvit odată cu mine. Am avut aceeași sursă, să zic așa, cu toții. Și cei care nu erau vaccinați au trecut mult mai greu. Diferența a fost notabilă prin boală. Practic am simțit-o ca pe o gripă mai puternică, ce-i drept, dar doar atât. La mine a fost forma aia gravă. Dacă în prima fază m-am dus la spital, m-am testat, m-a trimis acasă, mi-a dat medicamente. După 3 zile, într-o dimineață, am simțit că nu mi-ajunge aerul și atunci m-am dus la spital și mi-a găsit plămânul 30% afectat și am intrat în tratament intensiv și a doua zi de spitalizare, când m-am dus dimineața înspre toaletă, s-a oprit aerul, pur și simplu n-am mai avut aer pe holul spitalului și m-am uitat la indicatorul de motorină, care e pulsoximetru de la deget, da. Și când am văzut că nu mai aveam combustibil, pentru cât că era 62. 62? Trebuie să fie peste 90. Când e între 80 și 90, mai e cum e. Când e 62, ești aproape de intubat. Nu chiar, dar aproape de intubat. Și atunci când a fost și certitudinea, când am văzut că chiar nu mai am combustibil, am făcut cât am putut de repede înapoi la pat și mi-am pus masca și măștile de oxigen, că aveam 2 surse de oxigen la un moment dat. Și atunci a fost, să zic, cea mai grea sau cel mai greu moment. Când tragi aer, dar nu ai aer de fapt, simți că se termină totul. Am avut 6 zile fără aer și da, într-adevăr, a fost senzația cea mai dură pe care am avut-o. Am trecut frontiera, am trecut prin războiul sârbilor, dus, întors, în fine, toată Iugoslavia. Am mers cu mașina cu 200 la oră, cum spun de multe ori, m-am răsturnat, am avut faze la limită, am avut foarte multe aventuri la limită, dar asta cu COVID-ul a fost cea mai dură și cel mai greu de gestionat. Când tragi aer și nu ți ajunge aerul, de senzația e că, e, pentru cei care nu știu, e cum te bagi în scufund în piscină sau în mare și când vrei să ajungi la suprafață, câteodată întârzi un pic și simți că nu ți ajunge aerul și atunci aia e senzația, doar că acolo știi că speri și mai faci 2 metri până la suprafață și începi să tragi aer, pe când aici nu mai ai ce, că tu de fapt respiri, dar nu ți ajunge. Am văzut ce s-a întâmplat cu niște colegi de-ai mei care în continuu țineau televizorul deschis pe știri acum în perioada asta și nu vreau să mă locuiască aceste informații. Pot să-ți spun că dacă vrei să mă întreb despre acest virus, susțin cu toată tăria și cu toată inteligența de care sunt capabilă, așa cum o zice pe mine mintea, eu cred că acest virus este real, cred că trebuie să ne protejăm, cred că trebuie să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat și cred că trebuie să fim precauți, în primul rând pentru cei din jurul nostru, dacă poate nu pentru noi. Nu pot să fiu o inconștientă. Eu trebuie să am o responsabilitate față de mine, față de colegii mei care sunt familia mea urbană și față de toți oamenii cu care interacționez. Cred că am depășit momentul și
așa mental îmi impun chestia asta. Să nu vorbiți, să nu vi-l amintiți. Da, să cred că sunt ok. Și sper, na, a trecut un an. Ce v-ar face mai fericit decât sunteți astăzi? Să dispară pandemia și să revenim la o viață lipsită de restricții, să putem să ne pupăm de Revelion pe obraj. Că la Revelionul ăsta nu ne-am pupat pe obraj. Am dat noroc așa. Așa. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Firar să fie, știi? Asta dacă am avut norocul să fim față în față și nu am ridicat paharul și l-am îndreptat către un calculator. Și mai rău. Deci eu Revelionul ăsta l-am făcut într-un context între câțiva prieteni. Bă, toți vaccinați, trecuți prin boală și toată. Ei, nimeni n-a sărit pe nimeni să se pupe. Nu zic că sunt un fan al pupatului, că nu sunt. Da, dar e o chestie, la Revelion totuși, știi cum e. Bă, ne-a schimbat. Ne-a schimbat.